La sfârșitul săptămânii trecute, la Craiova, a avut loc adunarea generală a Asociației Partida Romilor Pro Europa, filiala Dolj. La eveniment a participat președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, Nicolae Păun, împreună cu vicepreședinții Asociației, Marian Daragiu și Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, care a și moderat întâlnirea. Alături de președintele Nicolae Păun, au participat alți lideri importanți ai Asociației Partida Romilor Pro Europa, din Dolj, Gorj, Mehedin și Vâlcea. Au fost prezenți cu mesaje de unitate și de încurajare președintele organizației de tineret Ionuț Păun, deputatul minorității rome Cătălin Manea și secretarul general al APRPE Bogdan Paraschiv, invitați de onoare Claudiu Manda, președintele PSD Dolj și europarlamentar, subprefectul Venera Popescu, viceprimarul municipiului Craiova, Rela Filip și Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj. În ceea ce urmează vreau să-l invit alături de mine pe bunul nostru prieten, îmi permit să-l numesc așa, președintele Partidului Social Democrat Dolj, europarlamentar și cred că îl cunoașteți cu toții, un colaborator și un prieten de nădejde pentru felul în care Partida Romilor reușește să lucreze în instituțiile de la nivelul județului Dolj. Domnul Claudiu Manda, vă rog! În ceea ce privește colaborarea dintre PSD Dolj și Partida Romilor, pe de o parte ca partidă, pe de altă parte ca oameni, pentru că aici nu vorbim numai de întâlniri între organizații politice sau negocieri între organizațiile politice, este alături de mine secretarul general al PSD Dolj, domnul Nedelescu. Salutare și domnul Nedelescu! Este alături de mine secretarul general al organizației PSD Craiova, doamna viceprimară Rela Filip. Și mai există aici, nu din partea PSD, din partea minorităților, pentru că există această colaborare între minorități. Și vă felicit pentru faptul că împreună ați reușit să aveți în administrația locală județeană sau în administrația națională județeană, dacă vorbim de prefectură, un reprezentant al minorităților. Salutăm și pe doamna subprefect, Venera. Sunt sigur că, că Iulian o să facă și el aceste prezentări, dar am vrut să vă spunem și să vedeți cu cât interes, cu câtă simpatie și cu câtă prietenie vă vedem pe dumneavoastră și colaborăm cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că la Bruxelles este acest trend de a sprijini, de a dezvolta orice fel de relație de bună colaborare cu minoritățile de orice fel, și aici vorbim de minorități, de orientări politice, de orientări, de culoare, de etnie, însă noi nu aveam nevoie de sfatul de la Bruxelles ca să știm că înainte de toate suntem oameni și că oamenii care fac politică, și aici vorbesc în numele PSD-știlor, pentru că pe ei îi reprezint, nu trebuie să țină niciodată cont de etnie sau de culoare. Am avut și avem o colaborare extraordinară la nivelul județului, am avut și avem o colaborare extraordinară în majoritatea localităților din județul Dolj, cel puțin acolo unde există primării PSD. Și sigur că aceste lucruri, așa cum am început acum mulți ani de zile, cu Romeo, cu Iulian, cu toată echipa voastră, cu Eminescu aici, vrem să le dezvoltăm în continuare și să mergem mai departe. Înțelegem că a face politică nu înseamnă a fi șef și conducător, înțelegem că a face politică te votează niște oameni să faci ceva pentru ei și bineînțeles că din 4 în 4 ani de zile vine momentul în care dai socoteală pentru ce ai făcut și bineînțeles dacă ai credibilitate te vor vota pentru viitor. Vreau să-l salut și l-am lăsat la sfârșit pe președintele vostru, pe domnul Păun, cu care cred că merită aplauze. Cu care am avut o relație foarte bună când eram în Parlament împreună și sigur că nu Parlamentul sau lipsa Parlamentului ne despart. Cred că în continuare încă mai avem multe de spus în politică și eu și el și cu ajutorul dumneavoastră putem să și dovedim. Încă o dată mulțumesc pentru invitație, felicitări Iulian pentru tot ce faci, felicitări Romeo pentru tot ce faci, urez succes lucrărilor conferinței dumneavoastră, bănuiesc că și la Partida Romilor e ca la PSD, adică deja urăm felicitări noului ales președinte, așa că, Romeo, urmează încă o perioadă, încă un mandat în care trebuie să continui așa cum ai început și nu e vorba de a avea un unic candidat pentru o singură funcție, că este lipsa de democrație, dimpotrivă.
Dacă nu sunt oameni care să vină să concureze pe poziția ta, Romeo, așa cum s-a întâmplat și la mine, înseamnă că ți-ai făcut treaba și că toți oamenii sau majoritatea oamenilor pe care i-ai reprezentat sunt mulțumiți de ce ai făcut și își doresc să continue alături de tine și tu alături de ei. Partida Romilor este o organizație civică a romilor și ne dorim ca ideea de echipă să fie cât mai mult prezentă în toate structurile noastre locale. În ceea ce urmează, invit alături de noi pe domnul Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj. Așa cum zicea și domnul președinte Manda mai devreme, ne știm de mult și am lucrat împreună de mult timp. Am văzut și am răsfoit în minutele dinainte de a începe conferința mapa de ședință cu broșurile, cu raportul de activitate și nu vreau să laud la activitatea sau să spun ce raport sau ce grafică grozavă, numai că am văzut fotografii și am văzut acțiuni și îmi dau seama de cât de mult timp ne știm și cât de mult timp lucrăm împreună. Sunt acțiuni la care am fost și noi parte, la care am contribuit și noi și am văzut cum între noi, de-a lungul anilor, nu mai sunt doar relații între organisme politice, ci între oameni care se bazează unii pe alții și au încredere unii între alții. Văd în sală prieteni din Sălcuța, din Plopșor, din Caraula, din Ocolna, din Glipov și cer scuze că nu-i spun pe toți pe care i-am văzut și ne-am salutat. Sunt la nivel de instituție și proiecte care afectează în sens bun acele localități. Am văzut din Vârtop câțiva băieți, drumul județean Craiova Cetate este finalizat, luni se asfaltează acei 2 km din Lazu, în rez Râpa Roșie Cetate îl recepționăm și am văzut cu toții ce a ieșit. Ultimele zile al lui noiembrie alocăm banii ca să finalizăm asfaltarea la Mârza, nu știu dacă e cineva din Sălcuța, i-am văzut și acolo sunt prieteni mulți de-ai noștri. Amărăși de Buleni sunt 20 de kilometri pe care îi finalizăm tot în toamna asta, că i-am văzut pe prietenii din Ocolna. Împreună am făcut multe în județul acesta, am făcut multe pentru că a existat o relație, așa cum am spus, de încredere și de susținere reciprocă. Am fost și am încercat să aducem proiecte pentru zonele, pentru toate zonele, pentru că nu facem această diferență. Politica e politică, în schimb prietenia și relațiile care ne leagă și faptul că suntem toți cetățenii acestui județ fac ca orice proiect care îl face Consiliul Județean, orice proiect pe care Consiliul finalizează să ne afecteze în sens bun pe fiecare. Eu vreau să vă spun că în continuare vă puteți baza pe noi, că ușa Consiliului Județean e deschisă pentru dumneavoastră ca pentru niște prieteni, nu e vorba de audiențe, nu e vorba de acea opreliște instituțională, e suficient să sunăm și ne vedem. Eu vreau să vă spun că în continuare ne bazăm ca ideile bune, ca proiectele benefice, să le gândim împreună și să le facem împreună pentru toți, pentru toți locuitorii. Ne știm și ne știm de mult, ne știm. Mă știu cu Romeo de ani de zile și Romeo e consilier județean. În cadrul Consiliului Județean, Florin Preda, secretarul organizației dumneavoastră, este consilierul meu personal. Pe Iulian îl știu, ca să-mi permis, de tânăr, de când era foarte tânăr, că nu am bătrânit nici acum. Și Dumnezeu să-l te trăia neaniță când ne-am văzut prima dată. Asta face ca legăturile între noi să fie legături serioase și să avem încredere și să avem grijă unii de alții. Este foarte adevărat că relația între Partida Romilor și Consiliul Județean Dolj este una strânsă, una care răspunde de cele mai multe ori așteptărilor din comunitățile pe care dumneavoastră, delegații structurilor locale aici prezenți, le veniți și ne aduceți la cunoștință, însă știu că sunt multe și foarte multe lucruri de făcut. Însă relația pe care o avem, deschiderea pe care o avem în relația care este bazată pe respect reciproc și pe colaborare cu domnul Cosmin Vasile, cred eu că poate produce mai multă schimbare pentru comunitățile pe care le reprezentați. În cele ce urmează,
pentru că am fost numai domn la cuvânt, urmează și rândul doamnelor și sunt sigur că o să ne surprindă într-un mod cât mai plăcut. O invit să ia cuvântul pe doamna Rela Filip, viceprimarul municipiului Craiova. Ceea ce vă spun, fiți siguri că este și din partea doamnei primar. Văd că s-a anticipat. Romeo vă reprezintă peste tot și dacă v-aș povesti o săptămână din viața noastră în primăria Craiova, cu Romeo pe cap, vă spun că e cumplită. Dacă nu ajunge la mine, mă sună doamna primar și ce vezi ce vrea Romeo. Romeo are tot timpul străzi de asfaltat, Romeo are probleme în comunitate, Romeo e tot timpul nemulțumit, Romeo mai are de făcut ceva pentru ai lui, pentru ai mei, așa spune. Deci de Romeo nu scapi, îl dai pe ușă și intră pe geam. Aș putea să vă enumăr ce am făcut numai anul acesta. Doamna primară a avut o grijă deosebită cu asfaltările din zona locuințelor marii majorități a dumneavoastră. Cu toate astea tot nu suntem mulțumiți, mai avem niște străzi pe care trebuie să introducem canalizare și deci nu le putem asfalta, dar trebuie să-l convingi pe Romeo. Ați înțeles că și cred că am demonstrat că administrația Olguța Vasilescu întotdeauna a avut ochii aruncați spre zona dumneavoastră de locuit și se vede. Urmează, dacă ne mai permite vremea, să schimbăm și pentru copiii din zona Parcului Tineretului locul de joacă pe acordul cadru nou. Dacă nu ne permite, în primăvară cu el începem, s-a și discutat acest lucru. Știu că vă întrebați cu toții ce se întâmplă cu târgul din 1 mai. Sunt autorizată să vă spun că acolo este un proiect european, însă nu vom lua o decizie finală până ce săptămâna viitoare nu vom purta o discuție cu toți reprezentanții dumneavoastră să găsim o variantă să mulțumească pe toată lumea. Vă mulțumesc din suflet! Pralor Romeo, felicitări! Vreau să mai fac un anunț foarte important înainte de a invita următorul vorbitor. Am prevăzut o participare a unui număr de delegați, 600, așa am comunicat la București. Eu știam că vor fi 700 și vreau să vă anunț că acum suntem 800. Deci la acest moment, delegații din structurile locale ale Partidei Romilor Pro Europa, sucursala Dolj, numără 800 de persoane. Felicitări și la mai mult! Vreau să invit alături de noi o altă distinsă doamnă, doamna subprefect Venera Popescu, o veche prietenă a noastră și un susținător al drepturilor minorităților în România. Vă rog! Domnule președinte Nicolae Păun, domnule președinte Romeo Tiberiade, domnule președinte al Consiliului Județean, doamna viceprimar, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt onorată că mă aflu astăzi aici în rândul dumneavoastră, în dublă calitate, în calitate de subprefect și acest lucru se datorează și domnului președinte Nicolae Păun, mulțumesc. Nice to menga! Și în calitate de etnic macedonean, în calitate de subprefect, aș vrea să vă transmit că instituția prefectului, pe lângă foarte multe atribuții pe care le are, asigură legalitatea la nivel județean și prin acest lucru noi suntem garanții Constituției și în acest fel apărăm drepturile și libertățile tuturor cetățenilor, indiferent de etnie. De asemenea, în calitate de etnic macedonean, pentru că despre noi etnici este vorba astăzi, aș vrea să vă transmit un mesaj de unitate. Să fiți uniți în etnia dumneavoastră, pentru că sunteți reprezentați de oameni foarte puternici, foarte valoroși și foarte inteligenți.
și aș vrea să-i considerați întotdeauna modelul dumneavoastră, pentru că, de exemplu, eu îl admir pe Romeo Tiberiade pentru ceea ce a făcut cu copiii dânsului. O admir foarte mult și este prietena mea, domnișoara Isabela Tiberiade. Și mă mândresc cu prietenia ei. De asemenea, aș vrea să transmit mesajul de a fi și noi uniți ca etnii, pentru că numai împreună vom fi puternici. Și suntem puternici. În mare parte, nu am spus-o niciodată în public, ceea ce sunt eu și ceea ce sunt și în bună parte colegii mei, îi se datorează. Este omul care a deschis ușile Partidei Romilor și a crezut că generația mai tânără poate veni și să aducă plus valoare. Este cel care a avut încredere în noi și care sper să aibă în continuare. Omul căruia îi datorăm multe, în aplauzele voastre, îl invit alături de noi, pe președintele organizației la nivel național, domnul Nicolae Băun. Salut oficialitățile și vă asigur de toată considerația și tot respectul nostru, cel puțin din partea mea, vă pot spune că nu mă așteptam din partea dumneavoastră la alte cuvinte decât de laudă. Relația Partida Romilor, structura politică PSD în ultimii 20 de ani, a fost foarte bună, indiferent de cine a condus destinele PSD-ului la nivelul județului Dolj. Vă mulțumim pentru prezență, vă mulțumim pentru toate vorbele frumoase pe care ni le-ați adresat. Acum, cred că numele romilor din Dolj și nu numai din Dolj, din toată Oltenia și nu numai din toată Oltenia, din întreaga țară. Îngăduiți-mi să-i urez viață lungă și frumoasă doamnei Olguța Vasilescu cu ocazia zilei de naștere. Ce să fac? Să vă felicit? Să nu vă felicit? Eu zic să vă felicit pentru felul în care v-ați organizat. De altfel, am o stare sau, mai bine spus, o trăire de emoție amestecată puțin cu satisfacție, ca să-i spunem așa. Când văd atâta lume în sală, pentru faptul că de altfel, cred că este o stare de normalitate. Cam aici trebuia să fim în urmă cu, ce să zic, în urmă cu 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Foarte mulți dintre cu etnicii noștri sau foarte mulți dintre țiganii noștri nu prea au înțeles bine care este rolul Partidei Romilor. Și din acest motiv nu au venit alături de noi. Iulian spunea la un moment dat, domnul președinte al Agenției Naționale pentru Romi, că munca în echipă este cea mai delicată, cea mai dificilă. Așa este, munca în echipă este cea mai dificilă.
Eu n-aș fi putut niciodată să pot să acopăr întreaga arie de probleme cu care se confruntă comunitățile de romi pe teritoriul României de unul singur. E logic. Din acest motiv am spus că, și repet, că problemele romilor au fost, sunt și vor fi în continuare. Cu alte cuvinte, este nevoie de mulți lideri. Este nevoie de mult tineret. Este nevoie de multe echipe în multe zone ale țării pentru ca aceste echipe să poată să înțeleagă că numai împreună, devenind o forță, putem să ne rezolvăm parte din problemele cu care ne confruntăm. Este foarte adevărat că Partida Romilor de cele mai multe ori a fost considerată vinovat sau vinovată pentru că într-o comună nu e asfalt sau că într-o comună nu este canalizare sau pentru că într-o comună nu există iluminat sau pentru că într-o comună nu avem școală sau pentru că într-o comună copiii nu au un mijloc de transport ca să meargă la școală sau pentru că sărăcia este mare, foarte mare. Păi de ce ne-a învinovățit pe noi? Pentru că pe noi ne-a văzut în Parlament. Și foarte mulți au crezut că dacă ești un singur reprezentant în Parlament, atunci tu le faci pe toate. Nu e așa. Fiecare avem rolul nostru. Un președinte de Consiliu Județean are rolul dumnealui, un primar are rolul dumnealui, un consiliu local are rolul său, un parlament are rolul său, un guvern are rolul său, un ministru are o strategie și tot așa mai departe. Noi, deși suntem foarte mulți, în România, veți vedea că la recensământ o să ieși mai puțin, probabil, decât am fost ultima dată. De ce? Pentru că nu a fost bine organizat recensământul și sunt foarte puține județe unde romii au înțeles să se declare. Deci din start plecăm în următoarea perioadă de timp cu un deziderat, plecăm cu o mare problemă. Deși suntem mulți, nu reușim să fim o forță. Partida Romilor a avut trei obiective fundamentale încă din anul 1990. Trei obiective fundamentale care nu făceau referire nici la mine, nici la Iulian Paraschiv, nici la Cătălin Manea, nici la Marian Daragiu și nici la nimeni altcineva, nici la Romeo și nici la nimeni. Era vorba despre educație. Pentru că ne gândeam la următoarea generație care trebuie să urmeze. Și ne-am zbătut foarte mult ca să facem guvernul și parlamentul în special să înțeleagă că dacă o minoritate pe teritoriul României are o problemă, mai ales în ceea ce privește educația, pe termen scurt, termen mediu și termen lung, atunci nu poate fi decât minoritatea romă. Încă ne confruntăm cu căsătorii timpurii.
încă ne confruntăm cu abandon școlar. Acest obiectiv, care înseamnă educație pe termen mediu, scurt, mediu și lung, rămâne în continuare un obiectiv fundamental pentru noi, ca organizație. Un al doilea obiectiv a fost dezvoltare comunitară. Dintotdeauna ne-am zbătut și am discutat atât în Parlament, la nivel guvernamental, la nivel județean, că este nevoie, atunci când ai o strategie de dezvoltare a unei comune, să nu lași marginal țigăniile și să încerci să le iei în calcul. Că dacă nu le iei în calcul, atunci lucrurile se denaturează în zona respectivă, adică în zona marginală. Este nevoie de dezvoltare comunitară pentru toată lumea, pentru că nu avem cum să trăim separat. Adică nu se poate ca trei sferturi dintr-o comună să aibă apă, canalizare și iluminat și un sfert dintr-o comună să trăiască ca în lumea a patra. Nu se poate. N-ai cum. Te intersectezi pe stradă, te întâlnești pe stradă. Copiii noștri se întâlnesc cu copiii voștri la școală. Și nu merge. Adică nu se poate, pentru că dacă vrem să avem o Românie dezvoltată, să avem o Românie care să nu mai se vadă atât de mult discriminarea, atunci ar trebui să plecăm cu dezvoltarea comunitară. Ăsta a fost al doilea obiectiv și rămâne pentru Partida Românilor. În continuare rămâne un obiectiv. Al treilea obiectiv fundamental a fost reprezentativitatea. Dacă nu avem consilieri în consilii locale, ca să se zbată pentru problemele noastre, dacă nu avem consilieri în consiliile județene, dacă nu avem reprezentanți la nivel guvernamental, la nivel parlamentar, lucrurile sunt în zadar, dragii mei. Să nu înțelegeți cumva cei aflați aici în sală că prietenia mea cu domnul Claudiu Manda constă în alte interese. Nu, nici de cum. Prietenia lui Paraschiviu Lian, șeful Agenției Naționale, constă în alte interese. Nu. Și nici al lui Romeo. Nu. Noi suntem prieteni cu partidele care sunt prietene cu noi. Noi suntem prieteni cu oamenii și respectăm oamenii care ne respectă pe noi. Și noi, la rândul nostru, îi respectăm, pentru că dacă îmi dai bună ziua, sunt obligat să te salut. Și dacă văd că faci ceva pentru mine, de asemenea, sunt nevoit să te respect și să fiu aproape de tine atunci când mă chem și ai nevoie de mine. Suntem în capitala Olteniei. Suntem la Dolj. Suntem la Craiova. M-aș bucura dacă relația de prietenie și de seriozitate ar exista și la Mehedinți, dacă ar exista și la Gorj, și la Vâlcea, eu știu, și la Olt. Aș fi foarte fericit, după 32 de ani de zile de activitate politică, dacă aș avea o relație de prietenie cu PSD-ul și în Moldova, și în Ardeal, aș radia de bucurie dacă tinerii noștri s-ar întâlni cu tinerii dumneavoastră și împreună ar începe să croiască o lume nouă. Mi-aș da seama că totuși nu mi-am pierdut timpul degeaba.
închei prin a spune că sunt la a treia rundă de întâlniri în ceea ce privește forma de organizare a partidei la nivel județean. Am fost la Ialomița, am fost la Călăraș, astăzi sunt la Craiova, mâine sunt înapoi la Ialomița, apoi mâine sunt la Giurgiu. Și tot continui și săptămâna viitoare. Structura dumneavoastră este una serioasă, este una pe care mă pot baza în dialogul meu pe care îl voi avea la nivel politic undeva mai sus și n-am decât să vă felicit. Sunteți deosebiți, sunteți niște oameni care acordați atenție problemelor voastre, vă respectați liderii și prin acest lucru nu faceți altceva decât să impuneți ca și ei la rândul lor să fie respectați. Mulțumim mult, domnule președinte. Înainte de a-l invita alături de noi pe domnul Cătălin Manea, deputatul nostru în Parlament, colegul și prietenul meu de foarte mult timp, vreau să vă spun că toate lucrurile care s-au întâmplat aici în Dolj și de fiecare dată spun că una dintre cele mai puternice structuri ale Partidei Romilor este aici, la Dolj, vi se datorează vouă. Vi se datorează vouă liderilor de la nivel local și comunităților, pentru că de fiecare dată atunci când ați avut vouă voce unită și ați stat la oaltă, am reușit să intrăm într-un dialog bazat pe respect cu toți reprezentanții instituțiilor. Mulțumesc Eminescu, mulțumesc Goga, mulțumesc tuturor liderilor, o să avem partea în care o să vă nominalizez pe fiecare. Îl invit alături de mine pe Cătălin Manea, deputatul romilor în Parlamentul României Canada. Stimate domnule președinte al Partidei Romilor, distinși reprezentanți și invitați din partea instituțiilor administrației publice locale, stimați colegi de la centru, stimați colegi și lideri ai Partidei Romilor din județul Dolj, astăzi este o zi importantă pentru noi toți, pentru Partida Romilor. Este o adunare generală în care nu ar trebui să ne alegem doar președintele și Consiliul Director sau structura de conducere. Este o adunare generală în care trebuie, în primul rând, să trecem în revistă activitatea noastră, realizările sau, după caz, eșecurile din ultima perioadă. Pentru mine, organizația de la Dolj este într-adevăr una dintre cele mai active organizații ale noastre din țară. Vreau să vă spun că Partida Romilor nu există doar în județul Dolj. Partida Romilor este organizată la nivel național și avem structuri puternice, oameni care luptă pentru comunitate și echipa de aici se alătură celor mai bune județe din țară. Pentru tot ceea ce ați reușit să faceți, vreau să vă felicit. Vreau să-l felicit pe Romeo, toți l-am felicitat pe Romeo, numai că trebuie să înțelegem că Romeo nu este singur și Romeo n-ar fi putut să facă nimic fără echipa care este alături de el și care muncește și care sunt oameni mai puțin vizibili. Au fost enumerați de către președintele Consiliului Județean, Florin Preda, o avem pe Ana Maria, care este inspector școlar pentru minoritatea romă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, și avem mulți alți tineri și persoane care lucrează și care muncesc pentru a îndrepta situația din comunitățile de romi. Nu suntem încă suficient de puternici așa cum ne-am dorit. Puterea noastră înseamnă credință în Dumnezeu, înseamnă respectarea familiei, copilul așezat întotdeauna deasupra familiei ca
ca valoare supremă, înseamnă unitate, înseamnă conștiință etnică și înseamnă în sfârșit, ca la fotbal, că este timpul să ținem și noi cu noi. Romii să țină cu romii. Și atunci vom avea mai multă putere ca să îmbunătățim soarta copiilor noștri și să dezvoltăm comunitățile în care trăim. Vreau să felicit întreaga echipă de la Dolj, vreau să-l felicit și pe colegul meu, Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Rom. Vedeți, astăzi suntem toată conducerea centrală, în sală se află și subsecretarul de stat de la Ministerul Educației, Marian Daragiu, subsecretarul de stat de la Familie și Tineret, Paraschiv Bogdan, președintele Organizației de Tineret, Ionuț Păun. Deci, practic, toată conducerea Partidei Romilor de la Centru este prezentă astăzi la Craiova, tocmai pentru a vă arăta respectul și prețuirea noastră. Suntem alături de Organizația Județeană, suntem alături și ne vom implica cu tot ceea ce depinde de noi în structurile locale, atât doar ce te rog, Romeo, pe tine și pe colegii tăi, și tu în calitate de lider să dai dovadă de echilibru în continuare, să fii un bun mediator și să înțelegi că, așa cum a menționat președintele, este nevoie de lideri peste tot, în toată țara, de cât mai mulți lideri. Îți doresc succes în alegeri și vouă tuturor vă doresc multă sănătate și n-aș vrea să interpretați mesajul meu ca fiind unul dezamăgitor. Doamne ajută și mult succes! Ceea ce urmează, îl invit alături de noi pe domnul Bogdan Paraschiv. Nu suntem rude, este doar coincidență de nume. Și vreau să-i citesc toată titulatura. Secretarul General al Asociației Partidelor pro Europa și nu în ultimul rând, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Domnule Paraschiv, vă rog! Bună ziua! În primul rând vreau să mulțumesc reprezentanților administrației publice de la nivelul județului Dolj pentru modul în care a înțeles să sprijine problemele tinerilor și familiilor rome din județ. Iată că prin șansa pe care o dați comunității noastre de a le rezolva din probleme, dați o șansă tinerilor și viitoarei generații a tinerilor rom. Vreau să vă felicit pe voi toți pentru că astăzi ați înțeles că doar așa se face politică și așa ne facem auziți. De aceea nu e întâmplător că la nivelul județului Dolj aveți atât de multe cadre politice, să zic așa, și reprezentanți politici prezenți aici. De ce? Pentru că ați înțeles modul că uniți avem șansa să ne facem auzite problemele din comunitate. Vorbim de 30 de ani în care problemele României s-au acutizat, sărăcia, infrastructura, iar cele mai mari probleme le resimt etnicii noștri. De ce? Pentru că nu au înțeles modul în care voi astăzi ați înțeles să fiți prezenți, să ne prindem într-un grup unit și să demonstrăm că doar așa putem face față tuturor problemelor din comunitate. Avem foarte multe exemple bune la nivelul județului Dolj cu reprezentații în consiliile locale, în consilier județean și doar așa se pot face lucrurile să meargă prin modul în care oamenii se zbat și înțeleg că nevoile din comunitate se pot rezolva cu sprijin din partea autorităților locale. Vorbim de, la fel, de 30 de ani și dăm exemplu în comunitatea maghiară. Comunitatea maghiară este un exemplu pentru noi. De ce? Pentru că nu au fost niciodată dezbinați. Asta văd și eu aici azi, modul în care v-ați unit. Romeo a reușit să unească atâtea comunități, atâția lideri,
iar Iulian își încununează munca de atâția ani aici la nivelul Olteniei și la nivelul județului Dolj. Felicit încă o dată pe Romeo, vreau să-l dau exemplu pentru că este un rom tradițional și a înțeles că educația copiilor, prin educația copiilor săi, reprezintă viitorul. De aceea este un demn pentru toți membrii comunității rome să-și ducă copiii la școală, să-i sprijine prin toate puterile lor și să înțeleagă că prin educație viitorul lor este un viitor mai bun. La nivelul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse avem două programe pentru tineri, pentru tinere și tinerele familii din România. Au fost promovate de săptămâna trecută. Fac parte din pachetul social pentru România și reprezintă două programe de creditare. Unul pentru familiile tinere care pornesc la început de drum și unul pentru tinerii studenți. De aceea avem prin Romeo un contact aici la nivelul județului Dolj pentru a putea accesa cât mai multe facilități prin aceste programe. Vă mulțumesc, succes tuturor! Îl invit în continuare să ia cuvântul pe domnul Marian Daragiu, vicepreședinte Partida Romilor, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației. Domnule Daragiu, vă rog. Miștoara Clemtumen, stimate domnule președinte al Partidei Romilor Pro Europa, domnul Nicolae Păun, stimați reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, stimați colegi de la centru, echipa Asociației Partida Romilor Pro Europa, stimate domnule președinte Romeo Tiberiade, președintele structurii județene Dolj, stimați prieteni, frați și surori, este un sentiment care mă încearcă aici, în mijlocul dumneavoastră. Este un sentiment pe care îl simt doar în mijlocul familiei. Aici este o atmosferă care ține de mai mult decât de prietenie, mai aproape de ideea de frate și de soră. Suntem aici, așa cum spunea domnul președinte, domnul vicepreședinte, unde este Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, ne spunea că suntem 800 de oameni în sală și este un lucru important, extraordinar. Vreau să știți doar cei care veniți din mediul rural, cei care sunteți acolo în comunitățile marginale, în comunitățile de la marginea județului, poate. La nivel național, asociația noastră, Partida Romilor Pro Europa, este mare, este imensă. Vorbim despre zeci, mii, sute de mii de membri. Sunt peste 600 de mii de cetățeni romi în România, doar cei care și-au asumat identitatea conform statisticilor. În realitate vorbim de peste 1 milion de oameni. Aceasta este marea familie a romilor, care astăzi este reprezentantă de asociația noastră, Partida Romilor Pro Europa, aici la Dolj, și vă felicit pentru munca pe care o faceți, pentru faptul că sunteți prezenți aici. Președintele Nicolae Păun preciza cele trei mari obiective ale Partidei Romilor și vă rog să vi le amintiți și după ce veți pleca acasă. Cât este de importantă educația pentru noi toți, cât este de importantă dezvoltarea comunitară, și când spunem dezvoltare comunitară ne referim în primul rând la accesul la resursele comunității. Și nu în ultimul rând cât este de important să reprezentăm minoritatea romă în structurile statului, pentru a fi la masa decidenților. Acum, toate aceste trei probleme sunt legate între ele. Din cadrul Ministerului Educației, acolo unde îmi desfășor activitatea și mulțumesc încă o dată conducerii Partidei Romilor pentru mandatul pe care mi l-au oferit, am o imagine mult mai clară vis-a-vis de situația romilor din punct de vedere al educației. Stimați prieteni, trebuie să știți că nu stăm bine la acest capitol. Atunci când vorbim despre abandon școlar, copiii noștri care merg primii ani la școală și apoi dintr-o dată nu-i mai vedem nici în ciclul gimnazial, adică acolo în clasele 5-8 și mai puțin mai departe la liceu. Nu sunt astăzi și nu vreau astăzi să vă vorbesc despre cifre, deși ele sunt alarmante,
Astăzi vreau să vă încurajez să rămâneți uniți, să țineți minte că doar prin educație ne putem ridica pentru a contribui la celelalte două domenii, să influențăm decizia politică, decizia administrativă și pentru a avea curent, și pentru a avea apă potabilă, și pentru a avea drumuri mai bune, și pentru a ne conecta cu piața muncii, să putem să accesăm un job, o muncă, un serviciu bine plătit și, evident, pentru a fi reprezentați în sistemul administrativ. Toate aceste lucruri nu le putem face singuri, de aceea vreau să mulțumesc invitațiilor dumneavoastră, domnule Tiberiade, pentru faptul că aveți lângă dumneavoastră decidenți de la nivelul județului, oameni care reprezintă instituțiile care iau decizii în numele cetățenilor români. Cetățenilor români, înțelegând și cetățenilor de etnie romă. Nu putem să fim o națiune și o țară de care să ne mândrim, o țară bogată, dacă o mare parte din cetățenii ei sunt cetățeni excluși din punct de vedere social, economic. De aceea vă rog să vă dați mâna în continuare așa cum o faceți și așa cum ați făcut-o și până acum, să dezvoltați aceste programe care ne stau la îndemână și programul operațional educație și ocupare, așa numitul POEO, și programul operațional incluziune și demnitate socială din partea Ministerului Muncii, acolo unde este colegul nostru Paraschiv, și programul național de dezvoltare a României, PNRR-ul. Toate aceste programe vizează toți cetățenii României, inclusiv cetățenii de etnie romă. Doar împreună putem să ne ridicăm și să ajungem la nivelul la care fiecare dintre noi, rom și nerom, să ne uităm unul în ochii celuilalt și să fim mândri că aparținem acestei țări. Vă doresc succes în activitate și, domnule președinte Romeo Tiberiade, vă doresc succes în candidatura dumneavoastră, care ne este foarte dragă. Vreau să-l invit alături de mine în cele ce urmează pe domnul Ionuț Păun, președintele Organizației de Tineret Partida Românilor Pro Europa la nivel național. Ionuț, te rog. Davin Bactale, Romane, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt mai bine de 30 de ani în care Asociația Partida Romilor Pro Europa rămâne singura organizație a romilor din România, cu o structură la nivel național care este ramificată prin structuri locale ce are posibilitatea să candideze pe liste proprii. Iar acest lucru ne face o organizație unică, puternică atât la nivel local cât și la nivel central, în relație cu autoritățile. Efectele nedorite ale marginalizării sau ale discriminării încă își fac simțită prezența în centrul multor comunități cu romi din țara noastră. Implicarea noastră, tineri, femei, seniori, în viața comunităților și în procesul de mobilizare a comunităților cu romi, în jurul propriilor interese, trebuie să rămână o prioritate. Educația reprezintă un domeniu prioritar pentru organizația de tineret a Partidei Romilor, astfel, în fiecare an, tinerii noștri organizează campanii pentru promovarea locurilor speciale pentru romi în licee, dar și în universități. Astfel, în acest moment, în cadrul organizației de tineret, avem în echipă un număr de peste 500 de tineri cu studii superioare în curs de finalizare sau absolvenți. Și ca drept exemplu, aș vrea să-i menționez pe colegii mei care sunt astăzi prezenți aici în sală. Și încep cu colegul meu, Cătălin Stănescu, care este masterant și prim vicepreședinte în cadrul organizației de tinere la nivel național. Totodată am aici pe mai tânărul organizației, Marian Pavel, care și el este vicepreședinte la nivel național și masterant în același timp. Domnul Adrian Berbec, care este fostul președinte al organizației de tineret. De asemenea, este masterant și secretar adjunct al asociației noastre Partida Romilor de la nivel de seniori. Ziceam că suntem în prezent martoria aplicării și implementării strategiei privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, iar de data aceasta sperăm să fie dusă la bun sfârșit. Cadrul strategic pentru romi, în baza căruia au fost create posturile de mediator școlar,
sau mediator sanitar, posturi de profesor pentru limba romani sau chiar de inspector pentru romi, experți din cadrul prefecturilor, toate acestea au fost posibile cu eforturile organizației Partida Romilor și, bineînțeles, a celor care au înțeles că trebuie să se alăture echipei. Doar uniți ne putem îndeplini obiectivele și totodată ne putem atinge scopul de a fi o minoritate respectată. Suntem cetățeni români de etnie romă, iar valorile noastre sunt familia și copiii, bunul simț și rușinea, respectul față de cei mai în vârstă și, bineînțeles, credința în Dumnezeu. Ne respectăm tradițiile normale și firești, predate și transmise de la o generație la alta, tocmai pentru a păstra vie identitatea noastră etnică. Acesta reprezintă unul dintre principalele obiective ale organizației de tinere Partida Romilor și, bineînțeles, a asociației de seniori. După un timp atât de îndelungat, rămâi cu un sentiment nostalgic, dar te bucură faptul că ai contribuit la dezvoltarea și integrarea comunităților de romi. Însă toate realizările liderilor din comunitățile noastre au fost plătite cu prețul tinereții. Iar odată cu trecerea timpului devii conștient de faptul că mai este foarte mult de muncă și că a mai rămas încă atât de multe de făcut pentru etnia noastră. Cel mai mult mă înfrământă faptul că avem un potențial mare care încă nu este trezit și conștient. Suntem o resursă importantă a țării care încă nu se dorește a fi fructificată sau exploatată, decât odată la 4 ani. Dar cred că în viitor se vor schimba concepțiile odată cu generațiile și vom fi mai conștienți și mai responsabili în raport cu acțiunile noastre unitare. În comparație cu seniorii noștri care au plecat de la zero, generația noastră sau generația nouă moștenește o bază solidă cu resurse logistice și financiare, ceea ce trebuie să vină și cu o responsabilitate, dar și cu rezultate cu un impact mai mare. Generația tânără trebuie să fie unită, încrezătoare în forțele proprii și să continue munca începută în urmă cu mai bine de 30 de ani de seniorii noștri. Îl invit să ia cuvântul pe domnul Nelu Pavel, președintele Partidei Romilor, sucursala Gorj. Te avem bactale și abale, te dertul meu de-l bac fericirea, hai te trăi tu mare și ave. Pentru că cel mai important obuchii să ne și ave o să stimos. În primul rând, aș vorbi mai bine țigănește decât românește și îmi cer scuze dacă deranjez pe alții, dar acolo mă regăsesc eu. Am 5 mandate de consilier județean PSD. De 30 de ani, Partida Romilor, structurile Partidei Romilor din regiunea Sud-Vest Oltenia, PSD-ul, Partidul de Stânga, Partidul Social Democrat, are vreo 10% care Oltenia este roșu și datorită nouă țiganilor din regiunea Sud-Vest Oltenia. Pentru că noi, dacă ne-am dat cuvântul, ni l-am respectat. Ce se întâmplă? Aș avea multe de spus. În primul rând, Craiova, Doljul, pentru mine este un județ apropiat. Am colaborat, am avut de învățat de la foarte mulți colegi care nu mai sunt în viață, Dumnezeu să ierte mulți lideri tradiționali și în Oltenia suntem cei mai mulți lideri tradiționali. Rugămintea mea la noi, nu vrem să fim apreciați de instituții, de parlamentari, de cei care ia decizii asupra și a noastră, pentru că vrem, nu vrem. Ăștia suntem, pentru că chiar dacă nu existăm în recensământ oficial scris pe hârtie, dar noi țiganii suntem peste tot. Chiar dacă nu vreți să decideți asupra noastră că ne regăsim și existăm, noi suntem. Chiar dacă mă bucur la mine în oraș că după 30 de ani de democrație
și când am văzut asfalt pe stradă, parcă am văzut nu știu ce minunăție. Ăștia sunt lucruri care nu trebuie să ne separă. Când se ia decizii, trebuie să ia decizii pentru toți, că noi suntem români. Iar singura rugăminte, tu Mende și Abale, ai dat-te mecasi ura, ai dat-te mecasi dușmânia, ca mau, te rugiblescă, amarerască, unii cu păun, trăindescă și avete de să o derbac fericirea, că sunt o mașcara maro, hai ca mau te promitip, tu mengă, că am dat Mende, am dat rom la olteniacă, nicărel conto de fiecare dată andamende, andarom, andai Oltenia, andarom licea ce. Singură buchii, nu știu câte organizații au fost în mijlocul comunităților, cum s-a făcut de către noi Partida Romilor. Noi nu venim numai în campaniile electorale, noi nu suntem frați cu țiganii numai când avem nevoie de vot și noi avem o responsabilitate față de dumneavoastră, dar ca să ne asumăm responsabilitatea, trebuie să ne dați încredere, trebuie să fim uniți, dați-ne puterea și după aia ne cereți. Hai dați-a voastră nimeni să avem oameni la luarea deciziilor, să participăm la luarea deciziilor de la nivel local până la nivel parlamentar. Odel Tumența, te trăim tu mare și avea, te-i de-o de bactea fericit. Șavale, te avem Bahțale, te del tu meu del sănătatea. Eu aș vrea să spun, mă numesc Diamant, sunt președinte la Partida Romilor și mai am o calitate pentru că sunt jurnalist de vreo 32 de ani. Să vedeți și dumneavoastră, vreau să spun că, domnul Păun, vedeți? Sunteți aici câtă frunză și iarbă, și frumos, și îmbrăcat. Ei, datorită șefului cel mare și domnului Paraschiv, care vedeți noastră că ne-a adus pe toți aici, țigan de valoare, țigan de calitate. Mă uitam așa la voi când am văzut, domnule, chiar frumos și îmbrăcat, civilizați. Unde sunt vremurile de altă dată? Domnul Păun a scos din noi elita țiganilor. Și să nu ne mai spună noi, că am auzit multe cuvinte, care spune aici, domnule, că ungurii sunt, au parlamentari. Păi, domne, noi avem 165 de ani de când ne-am liberat. Am stat 500 de ani robi, sclavi la români și la biserici și la alte chestii. Mă bucur prezența românilor de calitate și autorităților în această sală. Mă bucur că există o colaborare între Partida Romilor și Dolj, Craiova. Pentru că la Vâlcea nu se întâmplă chestia asta. Și am acea calitate că în momentul când îi atac în presă, că am un ziar, am televiziune, îi mai atac în presă, ca să îi determine să tindă și ei o mână către noi. Mulți sunt aroganți, cu nasul pe sus, și nu ne acordă prioritate. Mai ales că eu conduc o organizație de romi și să știți că îl invit pe domnul Păun, și pe toți băieții de mine, nu copii, că copia n-are valoare. Știți ce o să fac și eu, să aduc tot atât de mult, să arăt și eu domnului Păun, că și eu mă ține și sunt și eu bun. Apropo de domnii români, să se înțeleagă, noi, marea majoritate a țiganilor din România, că nu în general, la pe segmente, avem cea mai bună calitate și cea mai bună mâncătorie. Ne mâncăm unul între alții și ce spune? Păi de ce să-l fac pe la șef? Ăla e mai șmecher ca mine, e mai plin de fapte ca mine, e mai mare la bani. Păi cum e mai deșteptat? Nu, asta este problema cu care noi, țiganii, ne confruntăm în toată România aceasta. Fraților, eu reprezint comunitatea de la Mehedinți. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc că
sunteți în Oltenia cu toată echipa întreagă și sper să ajungeți și la Mehedinți, dar la anul, nu anul acesta, să fiți aproape de noi. Eu cu autoritățile locale și județene de la Mehedinți, o relație foarte bună, avem uși deschise peste tot. Problema este următoarea. Și atât cum mai voi fi la Partida Romilor, sper ca țiganii nu se înțeleagă că importanța noastră este în consiliile locale și consiliul județean. Dacă noi nu vom lua parte la deciziile locale și județene, degeaba suntem mulți, degeaba ne întâlnim, degeaba lăudăm autoritățile locale, autoritățile locale nu au numai problema noastră, au și problema întregilor comunități. Fraților, suntem foarte mulți aici, pe mine mă surprinde prezența voastră. Aș vrea ca în 2024 fiecare localitate din județul unde avem comunitate mare să fie cel puțin doi reprezentanți de-ai noștri în fiecare primărie. Pentru că altfel nu vom putea rezolva problema comunităților. Unul singur, niciodată, așa cum este în Parlamentul României, nu va putea să rezolve problema noastră. Mulțumesc domnului Ionescu Daniel. Sper că v-ați dat seama, nu o să mai luăm pauză, o să mergem grupat, însă nu puteam trece la cel mai așteptat moment acela al alegerii președintelui Partidei Romilor Dolj și validării structurilor locale. Vreau să vă adresez câteva cuvinte. Cu o bună parte dintre dumneavoastră mă știu de foarte mult timp. Am fost în comunitățile pe care le coordonați. Știu problemele oamenilor pe care dumneavoastră astăzi aici îi reprezentați. Știu că așteptările comunităților cu romi vis-a-vis de ceea ce noi putem face sunt foarte mari. În continuare, sunt foarte multe comunități în care asfaltul se oprește acolo unde începe comunitatea. Știu foarte clar, și nu doar în Dolj, și este o realitate. În continuare, în România, să fii rom nu prea este mișto. Minoritatea romă este cea mai nepopulară minoritate. Hoț, murdar, cioritor, manglitor sunt cuvinte pe care deseori le întâlnim atunci când intrăm în contact cu o anumită parte a populației. Este o realitate. O realitate pe care cei prezenți astăzi aici, antevorbitorii mei, colegii mei, cei care sunt subsecretari de stat, colegii mei de la Organizația de Tineri, colegii mei de la Organizația de Seniori, încearcă să o facă. Și nu de acum. Partida Romilor este organizația cea mai puternică și cea mai mare din România, dar care, din păcate, spun, nu a reușit în ultimii 30 de ani să facă ca vocea voastră să fie auzită. Și da, trebuie să recunoaștem, nu de puține ori, în foarte multe comunități pe care dumneavoastră le păstoriți, voturile noastre ale romilor au fost vândute pe un kilogram de zahăr sau pe un litru de ulei. Acea realitate a dispărut. Și nu-i așa? Nu toți dintre noi suntem săraci. Personal știu comunități, oameni, lideri ai organizației care nu au niciun fel de problemă din punct de vedere al resurselor financiare. De cele mai multe ori greșim atunci când discutăm despre minoritatea romă și punem semn de echivalență între sărăcie și noi. Nu despre asta este vorba. Ceea ce ne lipsește foarte mult este respectul și felul în care suntem priviți. Și nu ne este ușor. Este ușor să ne priviți, da, suntem, cred că, îmbrăcați corespunzător, purtăm cravată, însă dialogul și relația pe care fiecare dintre noi o dezvoltă la nivelul locului de muncă, fie că vorbim de instituțiile centrale sau locale, nu este una ușoară. Și nu sunt mulți gagii, ca cei pe care i-am avut prezenți aici în sânul nostru, care să înțeleagă și să fie deschiși către noi. În calitate de președinte al unei structuri guvernamentale, vă pot spune că ceea ce încerc să fac acum la acest moment este ca, dincolo de declarațiile sau de cuvintele scrise pe hârtie, să avem și acțiune. Acțiunea înseamnă responsabilitate asumată din partea ministerelor de linie, înseamnă resurse financiare alocate pentru
o parte a problemelor pe care și comunitățile de romi le au, și pentru că spuneam că nu trebuie să punem semn de echivalență între sărăcie și minoritatea romă, vă pot spune că în România este o realitate faptul că la acest moment sunt comunități întregi din mediul rural care trăiesc fix în aceleași condiții în care trăiesc și comunitățile noastre. Provocarea pentru noi toți, pentru Partida Romilor, este să consolideze relația cu instituțiile statului. Este să găsească resorturi și energie care să producă schimbare pentru voi. Însă, vă rog mult să înțelegeți că puterea noastră a tuturor, puterea organizației Partida Romilor sau altor organizații, sau oamenilor care lucrează în instituții, nu există fără voi. Cei mai importanți din toată ecuația asta sunteți voi. Vreau să intrăm în cea de-a doua parte, cea mai importantă parte, și îl invit alături de mine pe domnul Romeo Tiberiade, prietenul, fratele meu, omul în care în continuare am încredere în înțelepciunea lui. De ce? Pentru că cunoaște foarte bine țigănia, dar cunoaște și felul în care trebuie să lucrezi din punct de vedere instituțional. Romeo, te rog, ai microfonul, urmează colegii lui, apoi supunem validarea structurilor locale, concluzionând cu votarea președintelui și a noii structuri de conducere. Domnule Romeo Tiberiade, vă rog. Domnule președinte Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor la nivel național, doamna subprefect, stimați colegi, domnilor secretari de stat, de altfel prietenii mei cu care am avut foarte multe colaborări și am implementat proiecte și ne cunoaștem de foarte mulți ani, cu permisiunea prietenilor mei români, aș vrea să adresez un bun venit în limba țigănească acestor minunați oameni care au venit pentru a-și vota, pentru a-și alege președintele. Așa e frumos, cu permisiunea dumneavoastră, repet, să le adresez un bun venit. De deltul meu del Bahtai, bucuria, mișto, Avelina și Avale. Domnule președinte Nicolae Păun, vă mulțumesc de mai multe ori pentru faptul că ați avut încredere în mine de la bun început să-mi dați să-mi creonați acest drum, să-mi dați această funcție cu ani în urmă, cea de interimar, și am demonstrat, cred că am arătat că merită să fiu aici. Vreau să știți toți prietenii mei și în special liderii din regiune, eu nu am căutat niciodată un interes personal de asta și am câștigat și sunt ceea ce sunt astăzi. Pentru că atunci când alergi să faci doar pentru tine ceva, nu cred că ai mari șanse să faci și pentru familie sau pentru comunitate. Mi-am lăsat pe locul 2 familia pentru dumneavoastră, ca să merg la instituții, așa cum spunea și doamna viceprimar, că insist asupra solicitărilor, cererilor pentru dumneavoastră, nu pentru mine. Am mii de ore mergând pentru voi și nu am obosit și îmi place să fac în continuare această muncă pentru voi, de a solicita și de a depune proiecte pentru infrastructură, pentru comunitățile dumneavoastră, și ați văzut că am dat randament și vreau să știți că nu puteam niciodată singur dacă nu aceste persoane importante din viața noastră, instituțiile, reprezentanții instituțiilor, nu ne-ar fi dat sprijin, n-aș fi reușit eu niciodată singur să fac. Dar faptul că am demonstrat seriozitate, punctualitate și continuitate în tot ceea ce am făcut de-a lungul anilor, și oamenii domnilor de la Olt, de la Gorj, de la Mehedinț, mi-au întins o mână și sunt alături de mine, pentru că de fiecare dată, și sunt mulți ani de când le-am demonstrat
fiecărui coleg, fiecărui român, așa cum spuneți voi, seriozitate. Mi-am demonstrat seriozitatea, nu am mințit, nu i-am dezamăgit și, cum spuneați și voi, Partida Romilor Dolj este un fel de capitală a mai multor zone, din, nu numai din regiune. Este zona în care nu prea se merge cu fofârlica, dacă vreți, sau cu ceara vopsită. Aici este punctualitate, corectitudine și, cum îmi place mie, în sensul bun al cuvântului, nu cred că trebuie să mă înțeleagă cineva greșit, îmi place să fiu comunist. Comunist, în sensul bun, pentru mine personal, înseamnă ordine și disciplină. Pentru asta sunt într-o relație foarte bună cu autoritățile statului, cu forțele de ordine. În sală avem oameni care au trecut prin acest sistem. Am făcut lucruri deosebite și minunate pentru romii noștri din Dolj. Am peste 2000 de identificări de cetățeni români de etnie romă care n-au posedat, care n-au avut acte de identitate, și peste 500 de tineri care s-au născut în afară și n-au rezolvat decât datorită proiectului și planului pe care l-am făcut împreună cu colegii la Partida Romilor. Și aici trebuie să mulțumesc instituțiilor, din nou, ale evidenței persoanei județene. Din păcate, Craiova de la evidență nu ne-a ajutat niciodată. Îmi place și îmi asum ceea ce spun. Felicit instituțiile județene care ne-au dat o mână de ajutor și de-a lungul anilor am reușit să punem în legalitate mii de cetățeni români de etnie romă. Există un program pe care noi l-am dezvoltat, l-am derulat cu această instituție, cu laboratorul mobil și astfel, dacă vreți, a mers moara la sac, adică dumnealor împreună cu Partida Romilor a mers în comunități și am făcut acte indate la toți cetățenii români de etnie romă care n-au avut la acea vreme acte și cred că este un lucru foarte important. Am derulat o serie de programe, After School, programul a doua șansă, care este valabil și până astăzi, pentru că foarte mulți dintre noi am fost și suntem în continuare, ne place să migrăm. Sărăcia, nevoile ne-au făcut să mai plecăm din țară. Iată că Partida Romilor a reușit să facă un program la Dolj, programul a doua șansă, în care toți cetățenii români de etnie romă au venit în țară și au reluat din nou cursurile și astfel au putut să termine 10 clase sau poate liceu și astăzi sunt și angajați. Misiunea mea a fost îndeplinită în tocmai și la timp datorită instituțiilor care le mulțumesc, care au fost alături de noi, așa cum l-am rugat și pe colegul meu, prietenul meu Iulian Paraschiv, să amintească, dar o amintesc eu. Avem un parteneriat cu Consiliul Județean în care ne pune la dispoziție proiectele noastre și programele noastre pentru viitor, pentru toate comunitățile și, așa cum spunea domnul președinte Nicolae Păun, dezvoltarea comunitară este unul din importantele lucruri, dar cel mai important este educația, cum spunea și dumnealui. Astăzi mi s-a încheiat mandatul. Să vedem dacă și votul dumneavoastră mă va repune din nou în această funcție. Vă mulțumesc! Supun aprobării adunării generale validarea structurilor locale ale Partidei Romilor Pro Europa, sucursala județeană Dolj. Cine este de acord? Mâna sus, vă rog. Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Cine este pentru alegerea domnului Romeo Tiberiade în funcția de președinte al Partidei Romilor Pro Europa Dolj pentru următorii 5 ani? Romeo, te felicit, îți urez succes și avem de muncă. Thank you.
după alocuțiunile principalilor lideri de la centru și locali ai Asociației Partida Romilor Pro Europa, a fost votată conducerea organizației la nivel regional, dar și la nivelul structurilor locale. Cu unanimitate de voturi a fost reales Romeo Tiberiade, președinte al Partidei Romilor Pro Europa, filiala Dolj. Câtă muncă și efort a fost depus din partea dumneavoastră și a organizației să ajungem până în acest punct? Emoțiile au fost mari, inclusiv pentru mine. Mulțumesc în primul rând echipei de tineret Asociației Partida Romilor Pro Europa Dolj, lui Romeo Tiberiade, lui Sorin, lui Ana și tuturor, pentru că dacă aș, sigur o să omit pe cineva și nu vreau, sunt niște oameni minunați, energia lor bună și dinamica cu care s-au implicat a făcut ca întâlnirea de astăzi să fie una de un real succes, spunem noi. Una dintre cele mai puternice structuri ale Partidei Romilor Pro Europa din țară, structura de la Dolj, o structură dragă sufletului meu. Mă implic de mai bine de 8 ani în această zonă și vă pot spune că stau mai mult în Oltenia decât stau acasă. Chiar și acum, de când ocup funcția de secretar de stat în calitate de președinte al Agenției Naționale pentru Romi, o dată la 2 săptămâni eu sunt aici, în teren. Și când spun teren, nu înseamnă biroul, sediul Partidei Romilor din Craiova, înseamnă comunitatea cu romi de la Ocolna, cu Nea Costel, liderul, un om de excepție. Încercăm să construim relațiile de încredere cu oamenii din comunitate, pentru că doar așa pot apărea rezultate. Ne așteptam la un număr de 650, am comunicat eu Bucureștiului, însă sediul central, însă în realitate noi am preconizat undeva la 750. În realitate am fost peste 850, am avut 850 delegați din structurile locale ale Partidei Romilor. Oamenii nu au fost luați de pe stradă, sunt membrii ai structurii Partida Romilor. Au înțeles care este misiunea și obiectivul asociației noastre. Nu rămâne decât ca vocea lor să fie una auzită. Noi toate deciziile le luăm după ce ne consultăm împreună cu ei, cu fiecare lider, participă la luarea deciziilor în cadrul Consiliului Director. Ce să spun, urez mult succes noi echipe, conducerii Partidei Romilor de la Dolj. În calitate de prim vicepreședinte și coordonator al regiunii Sud-Vest Oltenia, ce pot să vă spun este că la fel ne organizăm și în celelalte județe. Sunt un om ambițios și ambiția mea tinde către mai mult și îmi doresc tare, tare mult ca structurile Partidei Romilor din toată România să arate așa. Așa cum vă cunosc pe dumneavoastră ca o fire deschisă, în continuare sunteți deschiși aici la Dolj să primiți în organizație și alte persoane, pentru că sigur telespectatorii noștri în mare parte sunt și din județ de aici. Dacă aveți în continuare aceeași deschidere spre a primi noi membri în Partida Romilor. Bună întrebarea dumneavoastră. Să știți că în bună parte felul în care Partida Romilor, anumiți lideri ai Partidei Romilor din plan județean, au înțeles să țină ușile închise, să vedem rezultatele pe care unii dintre ei le-au avut. Cei mai mulți acum au deschis ușile și vreau să înțeleagă foarte clar, Partida Romilor nu este a cuiva, nu este a președintelui Păun, nu este a mea în calitate de prim vicepreședinte sau a colegului meu Cătălin sau Daragiu sau Daniel Vasile sau mai știu eu care, sau a lui Romeo Tiberiade. Este o organizație a romilor. Ușa Partidei Romilor trebuie să fie una deschisă. Avem nevoie de oameni de calitate, avem nevoie să atragem cât mai mulți tineri, femeile să aibă voce cât se poate de puternică, oameni pregătiți, oameni responsabili care să se implice în viața și dezvoltarea organizației noastre. Da, Partida Romilor trebuie să fie cea mai deschisă, este cea mai mare și cea mai puternică organizație din România și din Europa. Există o rezistență la schimbare și știți că nu sunt genul de om care ascunde sub preș aceste lucruri. Există o rezistență la schimbare din partea anumitor lideri, însă alături de președintele Păun și noi toți ceilalți, redresăm tipul ăsta de comportament și facem lumea să înțeleagă că această organizație trebuie să deschidă mult mai mult decât a făcut-o în trecut. Iată că aici la Dolj, v-am spus, Romeo Tiberiade este un om deschis, are o echipă de oameni tineri, oameni frumoși, oameni dinamici, oameni cu o energie pozitivă care vin și pot da un plus organizației. Acest lucru se întâmplă în multe, multe alte județe. Sunt și câteva județe care refuză să se deschidă, însă avem noi tratament pentru ele.
Domnule Tiberiade, iată, din nou ales în fruntea Partidei Romilor Pro Europa, județul Dolj. Țin să vă felicit și eu pentru acest succes și aș vrea să vă întreb câtă muncă este, domnule Tiberiade, în spatele a ceea ce dumneavoastră astăzi ați obținut ca parcurs firesc al drumului pe care l-ați făcut până acum la Partida Romilor. Vă mulțumesc și eu pentru faptul că m-ați felicitat. Poate sună un pic anormal faptul că n-a fost o muncă foarte mare, pentru că atâta timp cât am o relație foarte strânsă și foarte unită cu liderii din județul Dolj, a fost suficient să vorbesc cu ei, să facem o ședință și să le dau fiecăruia sarcina pe care trebuie să o îndeplinească, așa cum s-a văzut astăzi. Este într-adevăr și muncă, pentru că trebuie să te gândești la toate detaliile posibile. Pe de altă parte, am gândit, așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată, mai legist, mai justițiar din punct de vedere al organizării. De ce? Pentru că nimeni n-a intrat dacă nu s-au regăsit pe acele tabele, adică faptul că fiecare membru delegat s-a regăsit pe un tabel. Nu s-au regăsit acolo, n-au ce să caute aici. Deci eu n-am luat pe nimeni cu harpanul, n-a venit nimeni așa de pe stradă, au venit numai membri. Și îmi pare rău că nu am reușit să iau o altă sală mult mai mare decât sala pe care o vedeți. Din păcate, toate sălile din municipiul Craiova, sala polivalentă, stadionul, Teatrul Național au fost ocupate pentru că sunt programări de ani de zile pentru evenimentele lor. Sala asta a fost cea mai mare, am avut o sală cu aproape 700 de locuri. Din fericire pentru mine au fost 840 de participanți, de delegați. Ați văzut că s-a văzut de rând pe filmuleț aproape toate acțiunile noastre de-a lungul anilor. Ați văzut că am fost și cu acele măști în perioada pandemiei. Noi nici atunci n-am putut să stăm în casele noastre, știind că bătrânii noștri și zonele defavorizate, oamenii care au fost foarte amărâți, a trebuit să fim lângă ei. Da, într-adevăr, este o muncă uriașă. Spun la fel cum am spus și puțin mai devreme, am o echipă puternică și nu este foarte, foarte greu, pentru că noi deja noi am trecut de momentul acela de a spune că este greu. Noi am construit mai demult și acum ne este un pic mai simplu să organizăm și să dăm drumul la orice fel de proiect. Astăzi am văzut aproape 1000 de oameni adunați în aceeași sală, vorbind despre ei, despre noi, despre romi, despre viitorul nostru, despre teme precum educația, dezvoltarea comunitară sau reprezentarea politică. Ei bine, am avut plăcerea să cunosc foarte mulți tineri și este poate și momentul în care presa noastră, dar și presa de la nivel central, să scoată poate mai mult în evidență modelele de succes pe care le avem, pentru că rezultatele muncii de la Dolj, de la Craiova, sunt vizibile. Am văzut astăzi zeci de tineri studenți, specialiști, oameni care au absolvit studii superioare, dar am văzut și liceeni, așa că, da, privim cu încredere spre viitor și Doljul este un model pentru organizațiile din țară. Îndemn zecile și sutele de părinți prezenți la această întâlnire să creadă în educație, să continue să se lupte pentru a se asigura că fiecare copil din comunitatea de romi va merge la școală, va avea un parcurs educațional bun, în așa fel încât fiecare dintre acești mici învățăței să fie în măsură să-și atingă potențialul lor de dezvoltare, potențialul lor propriu, pentru că sunt copii cu abilități și cu competențe și vrem să-i vedem în viitor angajați pe piața muncii, să-i vedem specialiști în diferite instituții pentru a da o șansă acestei națiuni, națiunea romă. Care a fost linia directoare trasată astăzi în cadrul ședinței, astfel încât să ghideze nu doar activitatea din cadrul acestei regiuni, ci întreaga activitate a județelor din țară? Cred că mesajul de bază a fost acela de a colabora mai mult și mai bine cu autoritățile publice locale, de a avea o reprezentare și vector de comunicare în relația cu administrația publică locală, pentru că oricât de mult ne-am strădui noi singuri să facem pentru noi, este evident că trăim într-o societate și depindem de instituții, iar mesajul este acesta de colaborare și instituțiile împreună cu liderii romi și neromi să fie mai aplicați și mai disponibili pentru a observa care sunt nevoile comunității și pentru a pune la îndemâna comunităților resursele necesare în așa fel încât comunitatea să poată să le acceseze și apoi să poată să beneficieze de calitatea până la urmă de cetățean cu drepturi egale pentru a-și exercita într-un final și obligațiile.
cei peste 800 de participanți la adunarea generală și-au demonstrat forța prin unitate, încredințând un nou mandat de președinte celui care a dovedit că situația romilor din Dolj tinde spre normalitate europeană și reprezintă un viitor mai bun pentru urmași. În județul Cluj, filialele locale ale Partidei Romilor sunt în plin proces de reorganizare. Echipa Partidei Romilor din județul Cluj a participat la adunarea generală a filialei din municipiul Turda, care cu acest prilej și-a ales un nou consiliu director și un nou președinte. S-a decis de către dumneavoastră prin vot deschis, domnul Siraghi, având funcția de președinte a filialei Turda. Felicitări, domnul Siraghi! Ar vrea să mulțumesc și pentru cei care nu m-au votat și ca cei mai voluntari, întâlnirea celor de la Consiliul de la Județ. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult! La eveniment a participat și primarul municipiului Turda, Cristian Matei, care a apreciat eforturile organizației Partida Romilor de a dezvolta comunitățile de romi locale, inițiativă confirmată în timpul unei colaborări îndelungate cu administrația locală. Mă bucur că văd deja o altă coeziune și o altă unitate între voi. Noi am pornit colaborarea de foarte mult timp, să avem o relație bună și să continuăm dezvoltarea. Adică emanciparea familiilor rome, că este foarte important, creșterea calității vieții voastre și să încercăm să evităm abandonul școlar. Sunt foarte multe probleme în orașul ăsta. Fiecare are modul lui de gândire, fiecare e unic în felul lui și noi apreciem faptul că există această unicitate a fiecăruia, că așa trebuie să fie societatea de azi, cu multe provocări. Dar trebuie să fim și uniți. Să fim uniți ca să ducem la bun sfârșit ce vrem, nu? Că și voi vreți ca copiii voștri să fie cât mai realizat. Categoric. Și în municipiul Câmpia Turzii, organizația locală a Partidei Romilor și-a ales o nouă echipă de conducere, coordonată de președintele Daniel Dandocții, în funcția de vicepreședinte fiind ales Alexandru Lacatoș. La ședința condusă de liderul Partidei Romilor din județul Cluj, la care a participat și primarul localității, Dorin Lojigan, doamna Irina Calbaios a fost aleasă în funcția de președinte a organizației de femei a Partidei Romilor din Câmpia Turzii. Ședințe de reorganizare a sucursalelor locale ale Partidei Romilor au mai avut loc în localitățile Cașei și Aghirescu, unde au fost reconfirmate comitetele de conducere și au fost propuși reprezentanții ai organizației de femei și tineret. De asemenea, la Cluj, președintele organizației județene de tineret a Partidei Romilor a avut o întâlnire cu noul inspector școlar pentru romi, doamna Liliana Chiriac, unde au pus în discuție prioritățile în domeniul educației, precum prevenirea abandonului școlar și angajarea de mediatori școlari în comunitățile din județul Cluj, dar și organizarea următoarei ediții a Olimpiadei Naționale de Limba Romanii.